Tot am avut un pic mai devreme o lansare serioasă. Au fost cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică, o carte pereche la cele mai frumoase povestiri din Biblie. Am să plec de la o poveste de acolo din Biblie, de la povestea celebră, știm cu toții, a turnului Babel. Dar să știți că am o veste proastă. Dacă ne-am revenit, se pare, totuși, după turnul Babel, după amestecul limbilor, teama mie că, cel puțin de la o vreme încoace, avem de-a face cu un al doilea fel de turn Babel, cel puțin aici, în România. După amestecul limbilor, cred că suntem în toiul unui înfiorător amestec al minților, cel puțin a minților celor pe care Radu Paraschivescu îi antologhează încă o dată, ca autori de memorabile perle, ca autori de memorabile scrânteli ale limbii române. E o carte paradoxală, să știți. E o carte pe care o citești așa ca împăratul din basme, cu un ochi care râde și cu un altul care, îmi spun eu, totuși plânge, pentru că e în mare suferință limba română, e în mare suferință gândirea, toate, sintaxă, vocabular, morfologie, logica, logică elementară, toate se duc de râpă în vorbirea și, din păcate, ăsta e lucrul cel mai grav, în vorbirea unor oameni care, într-un fel sau într-altul, despre nenorocul nostru, trec drept modele. E o carte care seamănă pe undeva cu, am să fac o comparație puțin trăznită, poate, e ca atunci când vezi pe cineva căzând pe gheață sau căzând de pe scară. În sine, lucrul e foarte comic și te apucă râsul. După care însă e, cred, omenește bine și recomandat să te gândești să stai în ajutor, să îți potolești hohotul de râs și să vezi dacă omul nu și-a scrântit glesna, nu și-a rupt o coastă, nu și-a juit genunchii. Cam așa e și aici, când vezi cum se prăbușește, cum ajunge cu picioarele în sus viața limba română, sigur, râzi. Dar în pasul al doilea, și aici fac așa un fel de chemare către voi toți, în pasul al doilea, vă rog din suflet, puneți umărul să o ridicăm de unde a ajuns săraca. Una peste alta, o carte ca și țara, tristă, plină de umor, o carte care are acum și un audiobook care însă nu repetă, e un detaliu tehnic care trebuie numai decât să vi-l spun. Audiobook-ul nu repetă conținutul noului volum de perle, e o selecție, o antologie făcută pe firul celor patru volume acum făcute, adunate de Radu Paraschivescu, de la fiele tranziția ușoară, cel puțin din punctul de vedere al limbii române, se pare că nu ne-a fost ușoară. Acel volum a apărut în 2006, cred că sperai să se încheie repede șirul acesta de perle, dar iată că după 9 ani e încă de unde veni cu material nou. Și, dragă Radu, am o veste, nu știu, proastă sau bună pentru tine, proastă pentru limba română, plimbându-mă un pic prin târg, am eșuat într-un târg, nu știu cu ce destinație, nu mai erau cărți, erau blănuri, produse cosmetice și altceva. Am deja 3 noi perle. Pe o blană scria instrucțiuni de folosire a blănurilor. Prima regulă. Asigurați-vă că aveți destul loc în dulap. Nu e o glumă, da? Mai erau niște afișe la niște cursuri de dans, din nou cu texte fantasmagorice. Și tot așa. Deci teama mea că și ragul acesta de perle merge mai departe. Sunt invitați Andrei Pleșu, care dă voce selecției de perle pe audiobook-ul Aforismele tranziției, și Radu Paraschivescu, căruia îi datorăm toate aceste cărți, care încearcă totuși măcar să pună în gips fracturile limbii române atât de frecvente, din păcate. Și domnul Andrei Pleșu, vă rog să vă intrați în rol. Am auzit într-o pauză o conversație între Radu Paraschivescu și o doamnă. Radu Paraschivescu spunea, nu știu cum fac, de când am scris cărțile astea,
vin peste mine tot timpul perle. Și doamna care era Lidia Bodea i-a spus, nu te faci niciun efort. Nu e din cauza că ai scris cărțile. Totul e plin de perle. Așa că, odată ce ai pornit pe calea asta, e greu să te mai oprești. Aș începe cu partea tristă de care vorbea și Lidia Bodea. Până la urmă, bun, Luiza, o să vedeți că nu te poți abține cu cărțile domnului Paraschivescu, lucrurile stau așa, că tot îți vine și la telefon, și noaptea în pat, și cu prietenii la masă, și cu copiii, îți vine să le dai citate. Pentru că te urmăresc, sunt halucinante. Râzi ce râzi, sigur, te și întristezi când vezi, pentru că aceste perle nu sunt rostite de oameni oarecare. Sunt și vedete de spectacole de varietăți, sunt și cântăreți, sunt și futboliști, dar sunt foarte mulți oameni politici, sunt foarte mulți lideri, sunt foarte multe personalități care livrează tipul ăsta de marfă. E, și întrebarea e, ce se întâmplă de fapt? De unde vine nebunia asta? E, răspunsul este, cred, și o să revin asupra lui, e o problemă de școală, astea toate spun ceva despre un anumit nivel al școlii, și este o problemă, pe lângă instituția școlii, e o problemă și instituția cititului, și o să revin și asupra acestui subiect. Eu am încercat, gândindu-mă să vă citesc câteva perle de top, să fac o sistematizare, să le pun pe căprării. Mi-am spus, ia să vedem care ar fi speciile acestui delir. Că e numai unul de limbă, e și un delir de gândire, e un delir complex. Am de pregătit o conferință spre prostie. Mi-am spus că aici e un material extraordinar. Nu e adevărat. Nu poți, e foarte, prostie e ceva complex. Și când am încercat să analizez textele de mostre de prostie, m-am încurcat. Fiindcă uneori e vorba de necunoașterea limbii, alteori e vorba de sinapse greu previzibile care se petrec în capetele unora. Nu e prostie în sensul simplu al cuvântului. E ceva complex. Și sigur că unele lucruri sunt la îndemână, sunt simple necunoașterea limbii române, dar unele lucruri sunt rezultă dintr-o formație globală bezmetică. Și o să sfârșesc în a ilustra acest lucru chiar cu mostre de la bacalaureat, pe care unii le veți mai fi văzut. Spuneam că unele chestii sunt simple necunoaștere ale limbii române. Adică sunt cuvinte care încă n-au intrat în vocabularul. Mai e ceva, toți oamenii ăștia care vorbesc și gândesc brambura sunt foarte volubili. Și sunt foarte, vorbesc, nu ezită. Sunt prezent, sunt ofensiv, vin peste tine. Îți pătrund în casă și în gând. Sunt oameni care nu stau pe gânduri. Bun, faptul că Becali spune, îmi place să cânt Maseuza, asta până la urmă nu e așa de dramatic. Omul nu știe franțuzește și nu-i cere masă. Sau faptul că o altă doamnă spune, cineva suferă de Alzheimer. Iarăși, nu e grav. Sau mie mi-a plăcut mult, am fost într-o călătorie în India și mi-a plăcut mult la Maglabeș. Anca Țurcașiu nu se expilează. Cuvântul expilare e o noutate în limba noastră, dar și expilarea e o noutate în fund. Altă doamnă spune, femeia să fie întotdeauna aranjată, cochetată, să fie întotdeauna bărbierită la ascuțitoare. M-am întrebat dacă e de subsoară sau, Doamne ferește, de altceva. E vorba de curățenie, în orice caz. Un mare antreprenor de fotbal, actualmente în pușcărie, Cristian Borcea, crede într-unul Dumnezeu Tatăl autostivuitor. Asta a devenit la el a tot știutorul. A devenit autostivuitorul, a tuplat cumva la treburile lui zilnice.
Mai sunt și dinși care sunt supărați pe ziariști, fiindcă sunt informatori de opinie. Se observă în alte gazete că se practică frecvent scindarea la domiciliu, care înseamnă destindere. Sau un model arătos spune, nu fac niciodată topless pentru că soarele nu e bun pentru mameleon. Mai există și expresia minciună frustrată, în loc de sfruntată. Bun. Spuneam că problema vine și de la citit. Lumea nu mai citește. E un lucru statistic demonstrabil. Și sunt câțiva dintre eroi care admit că, într-adevăr, problema cu cititul e o problemă care le creează crampe. De exemplu, domnul Becali spune, mie nu-mi place să citesc, că îmi lăcrimează ochii. Mă dor ochii, mă înțelegi? Și confirmă și domnul Dumitru Dragomir, din aceeași profesiune, zice, citești azi, citești mâine, citești poimine, te apucă pandaliile, fratele. Totuși, Becali citește. Și iată ce spune. Am citit manualul războinicului Luminii cu două margări. Cu galben am subliniat pasajele care mi-au plăcut și unde m-am identificat cu eroul cărții, iar cu verde pe cele care nu mi-au plăcut și nu le-am citit. Vedeți că sunt forme de gândire aici care sunt greu analizabile. Nu e nici greșeală de limbă, nici greșeală de gramatică. Se întâmplă ceva misterios. Niciodată n-a fost gândirea mai misterioasă decât în asemenea cazuri. Bun, sunt și declarații stupefiante fără mister. Domnul Marius Marinescu, zis Bidez, dacă știți. Primul om care a aterizat pe lună a fost un câine. Sau sunt și specii de candoare, trebuie admis că există și inocențe. De pildă, domnul Becali, care e un personaj mereu prezent aici, ca și Vanghelie. Ce, eu mi-am pus Bun TV ăsta de curând, nu știam, există un post, un canal, există, nu? Și la Bun TV sunt și două programe porno. Și i-am spus lui ăla, bă, astea scoate mine. În primul rând, n-am nevoie. În al doilea rând, dacă le am, mă uit la el. Asta nu e o formă de candoare? Sau tot el. După ce am văzut filmul Mihai Viteazu, mi-am zis că vreau să fac și eu pentru România ce a făcut Mihai Viteazu. Sau măcar am zapel. Partidul Noua Generație seara partidului. Are o orientare de centru. Când la stânga, când la dreapta, de la caz la caz. Am vorbit chiar zile trecute cu mai mulți parteneri de afaceri, oameni serioși din lumea interlocă. Acum, alt tip de enunț. Nicolae Văzăroiu, în Parlament. N-ați fost atent la ceea ce urmează să spun. Sau, Viorel Catarana, există aici, în această sală, tineri care au murit în Revoluția din decembrie 1989. Gheorghe Hagi, o capodoperă de nebuloasă, radicală, la pomul lăudat, nici mere nu face. Tot Băcăroiu, noi suntem rapidiști din tată în fiu, afară de finul care e rapidist. Care este list. Un capitol special sunt textele de muzică ușoară, sau de manele, sau de... Am reținut unul singur. Prințul meu are țiței, pot să fac ce vreau cu ei. Un fotomodel. Nu sunt însărcinată, sunt puțin baronată, dar nu știu cu cine. Într-un ziar, invitație. Ești analfabet? Scrie-ne și te ajutăm fără costuri. Altul. Dacă nu existau femei, toți bărbații erau homosexuali. Adversative neașteptate. Hagi. Viața e frumoasă, dar merită trăit. Dumitru Dragomir. Domnule, eu muncesc 24 de ore pe zi, iar uneori chiar și noaptea.
o agenție de turism propune un weekend de 6 zile gratuit. Loredana, draga de ea, mie îmi place foarte mult Chișinău. Îmi place cum trece Volga cu mine. Dar nu trece Volga, îi se spune. A, nu mai trece? Eugen Nicolicea, să știți că și eu sunt creștin, dar până la o limită. Acum există, și cu asta o să trec rapid la bacalaureat, cum ce spune, dar dacă toți suntem în picioare, să mai și rume. Există și scene de gen din familia română pe care nu le știm sau nu ne le imaginăm. Depinde, iată o declarație a doamnei Bahmuțeanu. Am fost agresată și bătută cu ciocanul de șnițele. Ziceți și voi, e normal să te bată cineva cu ciocanul? Da ce mă mir, la început mă bătea cu pliciul de muște. Dar atunci mă iubea și zicea că de-aia mă bate, din dragoste. Bun. Acum, sunt și o altă variantă, e varianta celor care, spre deosebire de tot ce am citit până acum, umblă la cuvinte fine. Adică se exprimă elevat. În așa fel încât proștii nu prea înțeleg despre ce vorbim. Exista unul, Dumnezeu să-l ierte, s-a prăpădit între timp, dar era genial în zona asta, Ulm Spineanu. Indiferent cum, într-un final, primordialitatea lui a ști politic și social, care nu semnează un glotosectarism, își va desemna predictibilitatea și, în consecință, echilibrul între a fi și a avea. În lumea fotbalului, pe loc întâi e Cornel Dinu. Problema e că nu trebuie create probleme când lucrurile stau aparent. Sau, doar prin hazardul inconștient social, nu se putea ajunge în sfere atât de aureolate și în plan financiar. Bun. Și acum, finalul, glorios, vorbeam de școală și întâi râzi, dar vreau mă spui, doamne, copiii ăștia sunt niște produse. Ăștia nu s-au născut. S-au născut și de niște surpări de reguli și de frontiere. Adică ei vorbesc la fel și în clasă și între ei și la acasă și în bar, dar s-au surpat niște probleme de competență pedagogică. Ăsta e capitolul final al intervenției mele. Citesc rapid. Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau soții. Ștefan Augustin II Naș, II, a scris Mistrețul cu dinți de argint, în care la sfârșit el moare, dar porcul scapă. În Luceafărul, poetul arată cât de proastă e femeia care refuză un super gagiu, nemuritor și rece, pentru un ospătar muritor și cald. Poeții nici ei nu știau ce scriu, de aceea suntem întrebați mereu ce a vrut să zică autorul. Triunghiul Isoscel e un patrulater cu două laturi. Îți dai seama ce sinteză? Creierul este un organ oarecum indispensabil capului. Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. Poezia Zburătorul de Ion H., scris cum se aude, Rădulescu, este un omagiu adus aviatorilor români. Inima este alcătuită din două atricole și două testicule. Mircea cel Mare, care prima dată a fost bătrân, stă la un discurs cu Baiazid. Acesta îl primește politicos, dar cu obrăznicie. Și îl face în tot felul, ca poarbie de porci. Când Baiazid îl întreabă arogant, tu ești Mircea? Domnitorul român nu se pierde cu firea și îi răspunde la fix. Da, împărat. Până la urmă, Mircea cel Mare, deși bătrân, îl va îngenunchea pe trufașul otoman cu câteva proverbe și zicători bine plasate. Așa. Când veni fata, băiatul își mângâia pisolul.
În amintiri apare copilăria fericită a puiului de țăran Crenguță Ionel. Într-un loc e vorba despre poezia și concurentele literale, poponarismul și sămătorismul. Și ultimile trei, calul lui Harapal a trebuit să se ia la întrecere cu păsărica fetei de împărat. În sfârșit, împăratul avea o grădină și în fund un măr. Ultima, numele Hiperion vine de la, din alăturarea a două cuvinte, Hiper și Ion. Deci, îl chema Ion, dar era mai activ. Vă mulțumesc! Nu ratați! Mulțumesc domnului Pleșu. N-ar rost să mai vorbesc după așa ceva, cel mai politicos și înțelept e să taci. Am să tac imediat. Am să spun doar că lucrurile astea de genul nu vreau să cresc mai mare nici în înălțime, nici în lungime, cum a spus în fotbalist, vin exact din ce a spus domnul Pleșu, dintr-o școală precară, din niște carențe și noi râdem în fața efectului când de fapt trebuie mers la cauză. Cauza se află în bună măsură în școală. O școală care a fost victima mai multor tipuri de experimente, nu toate reușite. Și o școală care produce oameni capabili nu să educe, ci să strâmbe. În prefața pe care am scris-o la volumul ăsta, amintesc câteva dintre frazele profesorilor care își dau definitiva. În momentul în care vedem ce se întâmplă acolo, și în momentul în care vedem cât de filmic este descris un dialog între Cogălnicianu și Cuza, apropo de eliberarea țiganilor, în care Cogălnicianu îi spune lui Cuza, bă, nu e bine. Și lucrul ăsta apare într-o lucrare de definitivat, atunci îți dai seama că elevii din lucrările acestea de bacalaureat nu au decât o vină foarte mică. E adevărat, ei citesc ceva mai puțin, unii dintre ei, nu toți. E adevărat, un antimodel este o scurtătură spre succes pe care mulți o preferă. Și atunci decât să faci școală multă și, la un moment dat, poate inutilă, mai bine să practici această potecă, știu eu, capabilă să te ducă repede la succes. Depinde ce înțelegem prin succes. Partea și mai tristă a veseliei generale, pe care vă mulțumesc că ați asigurat aici, este că foarte puțină lume își dă seama de cât de importante sunt regulile. Într-o limbă și nu numai. Și aici, tristețea este cu atât mai mare cu cât oameni bine mobilați, bine intenționați și bine plasați, profesional, social, în toate punctele de vedere, vin și îți spun, nu contează limba. Contează un mesaj, oricât de prost e rostit, dacă ajunge la receptor, lucrurile sunt în regulă, nu are rost să fim pedanți. Are rost să fim pedanți, pe de-o parte, pentru că dacă nu suntem pedanți și nu ținem cont de reguli, înseamnă că facem abstracție de noțiunea de stil, nu are. În al doilea rând, cred că o regulă e importantă, indiferent unde o practici, într-un joc de noroc, în politică, într-o relație de cuplu și în spațiul din birou. Dacă n-am avea reguli de circulație, am avea normale de cadavre pe scări. Așa, dacă nu avem reguli de respectat într-o limbă și într-un fel de a gândi, ajungem la accidente, ajungem la impasuri, care sunt caragioase într-o primă instanță, dar care devin tulburătoare și care au un sistem de autoreproducere absolut formidabil. Cartea asta e o carte care se scrie singură. Eu nu-mi arog merite de autor aici. Sunt un colecționar, ceva mai atent decât media, probabil, cu o răbdare ceva mai mare și cu calculatorul deschis și un pic și o hârtie la îndemână. Asta e rețeta. Trebuie să face și dumneavoastră cărți de genul ăsta, vă ies. Sigur că în urmă cu 9 ani, în momentul când am scos fiind tranziția ușoară, nu mă gândeam că un episod de genul ăsta va duce și la alte volume.
Sigur că nu mi-am dat seama la primul episod cât de mare este inferioritatea numerică în care mă plasez cu bună știință în momentul în care eu sunt singur și pe ecranul televizorului sau în ziar defilează cohorte de oameni care scot din ei ceea ce scot. E genul de întreprindere din care nu te poți opri, dar din care trebuie să te oprești la un moment dat. Întreprinderea n-ar fi avut succesul rotund dacă n-ar fi existat acest audiobook, unde domnul Pleșu pune voce. Pe lucrurile astea l-ați auzit spunând o parte din ele, îl veți auzi într-un dublu CD, cu toate accentele care la o lectură fără voce ar putea să lipsească, să nu fie sesizate. Aici ele sunt sesizate în integralitatea lor. Și cred că era vocea cea mai nimerită pentru că este amestecul de tandrețe, de duioșie, de umor, de stucoate, da? De uluire, pe care numai o voce de tipul ăsta îl poate livra. N-aș vrea să abuzez pentru că face 6:30 și a stat destul. Vă mulțumesc, vă invit să luați și cartea și audiobook-ul Aforismele Tranziției, căci așa se cheamă, cu o selecție în care domnul Gabriel Iucean a intervenit la un moment dat, căci a avut câteva preferințe pe care le-a vrut concretizat. Vă mulțumesc!